Noi ne-am căsătorit în Londra pe 5 noiembrie 1998. Uite că au trecut ceva ani buni. A fost căsătoria civilă și a fost o combinație. La vremea respectivă, mama soțului meu era grav bolnavă. Din păcate, nici nu mai este cu noi. Socrul meu nu mai era. Și am vrut să poată să vină și dânsa, deci am decis să facem cununia civilă acolo și după aceea căsătoria religioasă am fost aici la Sfântul Elefterie câteva luni mai târziu. Mă gândesc deci am fost o chestie de circumstanțe, dar a fost un moment plăcut și drag. Eu cred că nu e corect să vorbim așa că și-a făcut nunta în străinătate. Din câte am înțeles... Oamenii au făcut-o încă. Nu nunta, cununia civilă. Eu tot ce pot să le spun este să dea Dumnezeu să fie sănătos și împreună casă de piatră, să se bucure. Personal îl admir pe Eclin Antonescu și pe Adina. Eu consider că este o femeie politician foarte, foarte ok. Ne-am și nimerit de câteva ori la câteva emisiuni, pe câteva inițiative care am reușit să demonstrăm că femeile în politică poate să colaboreze și transpartinic. Deci nu mi se pare corect ca să comentăm, pentru că până la urmă, știți, și în cazul meu, de multe ori s-a spus, domnule, te-ai căsătorit cu un britanic. Nu, m-am îndrăgostit de cetățenia soțului meu. Pur și simplu ne-am întâlnit în 97, ne-am îndrăgostit unul de altul și acum sărbătorim 11 ani de căsnicie în câteva ori. Emma, dar eu nu înțeleg un lucru și cred că cu toții trebuie să începem să dăm răspunsuri la astfel de întrebări și anume, dacă dorești să fii discret, ca om politic, deci dacă dorești să fii discret, lumea interpretează în mod eronat acest lucru și încearcă să pună tot felul de spinuri pe această discreție care te caracterizează. Și acum, dacă îmi permiți o secundă, să spun din exemplul meu personal. Eu cu soțul meu am spus, domnule, ne organizăm programul de așa manieră încât fiecare dintre noi să încerce să fie, cel puțin unul dintre noi, să fie seara acasă cu băiețelul nostru de 8 ani, să-i citească o poveste înainte de culcare și să-l îmbrățișeze. Și tocmai de aceea, și Evelin poate să confirme aici, la multe evenimente de modă, sociale, cum vrei tu să le numești, unul dintre noi a mers. Nu a mers împreună decât acolo când a fost absolut necesar. Ei, nu pot să spun câte speculații pe chestia asta. Ei, dar aici poate să revină, sunt și jurnaliștii, exact, Evelin. Orice altceva. Nu mă gândesc să fac speculații. Dacă îmi dai voie să spun, orice altceva se putea interpreta, dar nu faptul că, domnule, oamenii ăștia au o căsnicie, ok, și au și o familie și poate că oamenii ăștia dar vor să aibă grijă cază, de copii. Dar n-am spus că eu sunt singurul caz. Am vrut Ioana Dăriceanu a fost tot timpul expusă acestui gen de probleme. Evelin, ceea ce încercam să spun eu, nu că sunt eu singurul caz, că cu siguranță nu sunt singurul caz, dar încercam să spun de ce lumea interpretează această dorință de discreție și această dorință de normalitate până la urmă, ca să ai un eveniment, cum spunea și Cristina aici, poate că au vrut să fie evenimentul lor, dar fără 15.000 de jurnaliști în jur și acum toată lumea spune, domnule, dar poate au regizat chestia asta? Nu, domnule, au fost doi oameni care au regizat. Și mai există femeile despre care se spune că sunt ajutate de bărbați. Și în ajutatul ăsta, înțelegeți exact ceea ce vreau să spun, pentru a ajunge în față. Ce le lipsește? E o lume exclusiv masculină, cu pârghile ei, în care femeile n-au puterea să spună prin noi înșine, cum spunea Cristina Bocora. Eu cred că sunt mai multe probleme aici. În primul rând, eu personal niciodată n-am fost de acord ca o femeie să fie promovată doar pentru că este femeie. Pe de altă parte, nici nu putem să nu recunoaștem discriminările la care femeile sunt supuse în societatea românească. Fie vorba că vorbim de politică, în domeniul mass media, business, cum îl vreți să-l numiți dumneavoastră. Vorbind despre femeile în politică, sunt aici mai multe lucruri. Pe de o parte, dacă ești o femeie care ai ceva aici în cap și mai ai ceva în suflet, cum spunea bunica mea, Dumnezeu să ierte, ce ai în cap și în suflet nu poate să-ți ia nimeni niciodată, și mai arăți cât de cât ok, ca să spunem așa, imediat să pun tot felul de etichete. Da, elementul ăsta fizic e preponderent, e important, e fundamental? Nu, n-ar trebui să fie, pentru că până la urmă... Dar e în momentul ăsta? Poate, în anumite cazuri, da, și nu știu, nu pot să-mi dau cu părerea care este mai în balanță, care e elementul mai preponderent. N-ar trebui să conteze. Și ar trebui ca o femeie, așa cum și un bărbat, ar trebui să fie recunoscut în politică pentru ceea ce face, pentru proiectele pe care le promovează și cred că și noi cu toții trebuie să ajungem la profesionalizarea clasei politice. Pentru că vorbeați mai devreme de cifrele. Da, e adevărat, Partidul Social Democrat stă puțin mai bine comparativ cu numărul 15, de femei doamne, la promovat cameră. De PNL sau de PDL sau de cealaltă partide. Dar este pe da, departe... Să știți că pot să vă întreb, că am găsit câteva nume numărând astăzi,
despre care n-am auzit nimic, dar care sunt doamne din Parlamentul Românesc care au bani din banul public. E, dar care, asta vreau să spun, dar este o cifră de departe serioasă și personal nu sunt de acord că puteau, sunt o grămadă de alte doamne din PSD care puteau să meargă și în Parlament și în alte funcții de conducere din anumite instituții din țara aceasta. Evelin, dar da. Există, dacă îmi permite să termin ideea, există această mentalitate și nu numai cu Mona Muscă, dar și cu Elena Ceaușescu și cu alte exemple din politica nu, dar vorbim despre adevăratele cauze ale mentalităților de astăzi. Bun, când dacă ne uităm la o femeie în domeniul public... Mai avem puține minute de emisie și să punctăm cât mai multe lucruri. Trei doamne ministru avem în guvern, Elena Udrea, Sorina Plăcintă, Ecaterina Andronescu. Dați-mi câte un cuvânt care reprezintă asta pentru fiecare dintre ele. Doamna Andronescu este o persoană care e un om al școlii și are o carieră în spate. Dar e un bun încasator zilele astea. E și asta o calitate pentru o femeie, nu? Nu ar trebui să fie neapărat o calitate. Poate un punct de echilibru. Despre celelalte doamne mă abțin să comentez, pentru că nu le cunosc atât de bine. Și femeia politician Ecaterina Andronescu. Cum vă apare? Aș vrea să nu dau eu note, ci să amintesc porecla pe care și-a câștigat-o doamna Andronescu datorită felului în care a gestionat educația și acum mai mulți ani și în modul... Dați-mi voie să intervenim, mi se pare necinstit și tot spunea Evelin 10 secunde când așteaptă o pauză de politici. Haideți să sunt profesoară. Trebuia să fiu profesoară, da? Și dacă nu aș fi ales jurnalistica, eram profesoară. Este greu să faci educație unor copii dacă profesorii intră în școală și au salariile mai mici decât nu știu ce agramat care intră pe sticlă și vrea nu știu câte mii de euro pentru că, apropo, e susținut de vreun șef. E greu. Și pe cum n-are dânsa un cișmea cu bani... Pe de altă parte, știm foarte bine că foarte greu se mediatizează proiectele pozitive. Da? Și aici... Publicitate, doamnele au o calitate, în general vorbesc mult, ne retragem acum într-o scurtă pauză și revenim. Femeile poate că nu contează acum în politică, dar eu am speranța că vor conta din ce în ce mai mult și personal o să încerc să demonstrez că o femeie în politică, dacă are ceva în cap, nu trebuie neapărat să fie eliminată și se va impune prin proiectele pe care le vom promova. Mulțumesc tare mult pentru prezența în...